dimineața, dragi prieteni, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Bla, așa cum v-am zis. Și astăzi vom face o mică călătorie spre Bulgaria. Momentan suntem pe autostradă. Așteptăm autobuzul cu care vom pleca încolo. Avem cam jumătate de oră de așteptat. Este o premiere. Astăzi voi face vlogul cu un telefon. Am achiziționat un gimbal și sper să iasă, că mi-este foarte, foarte greu cu el. Credeți? Nu prea știu să-l folosesc. Așa, dacă imaginea nu o să fie așa de frumoasă, așa cum am obișnuit, o să mă înțelegeți. Sper să-l învăț cât mai repede. Hai, merg mai mult! Am schimbat și banii la vamă. Ia să vedem levele. Avem 75 de leva. Nu sunt 3 leva și 20 ce sunt ăștia. Bărăți! Nu știu. Nu știu. Trebuie să-i văd în față. Sper să ne ajungă de o ciorbă. Că și în bar românesc tot ce am schimbat de 2 milioane. Așa că o să vedem cum sunt prețurile de acolo. Haideți cu noi! Industria grea, industria energetică, agricultura și turismul. Să nu uităm de fostul nostru ținut, Cadrilater, care a fost anexat în 1913 și a stat în componența României până în 1900. Iată, am ajuns și la primul obiectiv din această zi extraordinară. Suntem la Cap Caliacra. Sper că l-am spus bine. Este o cetate veche, din mulți ani, nu știu. Din secolul 14. Din secolul 14, eu știu, mai bine o citit pe drum. Eu nici net nu mai am. Mi-am activat roaming-ul. Peisaje sunt foarte, foarte faine. O să vă arăt imediat. Eu deja vrea poze pe aici. Mare aici are o culoare mult mai frumoasă decât la noi. Are un turcoaz așa. Da.
autobuz, că întârziem. Ești în întârziere, a? Da. Ai luat un magnet și a? O, de aici? Nu sunt acolo, magazinul ăla. Ai bani la tine, nu? Da. Bună ziua! Asta? Ia, arată. Cică România, legende, istoria, special pe România. Asta e frumos. Doamne, asta. Foarte ciudat, că am greu cu stabilizarea pe ăsta și de controlat gimbalul, dar mai sper. Că ne-au zis unde să venim după aia. Ai fost atentă. Este o temperatură cam de vreo, cred că mai bine de 30 de grade. Este plin prin grădina botanică în Balgic. Este destul de greu. Dar bine că am dat puțină apă. Mi-am băgat puțin picioare pentru că sunt în șlap. Așa că mergem puțin mai încolo să vedem ce mai găsim. Vino este acru. Cu strugur dulce, vinul e dulce, natural. Da. Primul pentru degustare, local soi bulgar, folester ziu după prima zăpadă. Vino pada. Cu strugur din decembrie. Strugur din decembrie. Din septembrie, strugur bulgar dimea,
are 18%, 19% de 100 la sacă. În decembrie, smelă. Marca registrată acesta cramă regală. Acesta cramă regală. Da. Producător simplu, 2 ani și 8 luni. 2 ani și 8 luni fermentare. Mi-a zis, cum ți-a plăcut la cramă? Ce vin, ce sortiment ți-a plăcut mai mult? Care erau? De nu? Smochine. De smochine? Mi-a plăcut foarte mult. Da, nu ești. Nu ești amețită multă? Da. Câte pahare ai băut? 4. 4 pahare? Ți-ai mai luat și o sticlă? Mhm. Uite. Am dat 40 de lei pe ea, din care îți place ție. N-am luat ce-mi place mie. Ala era prea dulce. E mult mai dulce și viața câteodată. A, nici așa. Nici așa, nu? Nu. Hai să mai mergem mai încolo. Aici atât unde mergem. Mai că am să mai filmez așa. Gata, am terminat de vizitat castelul. Am făcut și o mică baie. Era să rămân pe din afară. Nu mai știam cum să intru înapoi, dar acum am ajuns la un restaurant, aici în Balcic. Cam greu cu meniu să citim, așa bine că are și engleză, dar se vorbește destul de bine română și pe aici. Așteptăm comanda și revenim să vă arătăm ce mâncați aici. Am luat o bere autentică din Bulgaria, în mare halbă, hai noroc, amică. Pe căldura asta. Prea mică, nu? Am zis că e prea mare și o să avem nevoie la baie în autobuz, cam mult. Tu? Eu! Ne-a venit mâncarea. Este o mâncare tradițională bulgărească. Niște legume pe plită, carne și ceva sosul de ale lor. Ne-a recomandat doamna ghid din autobuz. Sper să fie bună. Ionela deja nu mai are răbdare. Tu? Mă pup undeva atunci. Așa că zile. Poftă bună!
apă. Fuge în apă. Casino. Acum ne-a mai rămas câțiva bani de-a lor de bulgărești. Ne gândim pe ce să dăm banii. Ce se cumpără ca să nu ajungem cu ei în România și să rămânem cu ei acolo. Și iată ne-a ajuns și la ultima oprire în Varna. Am fost la Catedrala Maicii Domnului, la dormirea Maicii Domnului, cea de genul. Cam atât și din Bulgaria. Concluziile, ce să vă zic? Poate prea puțin timp ca să-mi fac o părere prea bună. Prețurile mi se par la fel ca la noi. Nu știu de ce se spune că e mai ieftină. Mari diferențe nu sunt. Așa că mă duc în Costinești. Haide, Teo, spune-ne și părerea ta despre această excursie mică în stațiunile foarte din frumos, Bulgaria. Însă nu e mai frumos ca la noi în țară. Ce drept, e mai curat. E mai curată apa și plaja, da, într-adevăr, da. Fără alge. Însă prețurile mi se par mai piperate față de la noi. Deci am mâncat în, cum se numea, în Balcic. Am dat 100 de lei românești, ceea ce și în România poate era și mai bună mâncare. No. Cel puțin unde mâncăm noi, am aceleași prețuri, dar nu știu, ori n-am știut noi ce să alegem. No, o sticlă de, wow. De cola, cât face? 3 leva de-a lor? 6,25 lei. 2,5 leva. Faceți voi un calcul și 6,25 lei noștri, banii noștri. Nu știu cazările cum sunt, dar v-am spus, nu vedem nicio diferență. Prețurile nu diferă cu mult. Sau dacă vreți apa frumoasă sau au ei plasele alea de nu intră algele deloc. În rest, o să spui că mai ales aici în Varna te simți ca în Constanța. La nisipuri de aur m-am simțit ca Mamaia. Deci, mergem acasă? Tot mai bine acasă la noi, nu? Tot mai bine acasă la noi. Hai, tovarăș, v-am pupat de aici, din Varna. Ne vedem acasă. Pa!